Trei bărbați din orașul Simeria sunt cercetați de polițiști după ce i-au vândut unui bărbat din Târgu Jiu reviste în locul unui laptop, contra sumei de 2700 de lei. Când a primit coletul și a văzut că a fost înșelat, acesta a anunțat imediat poliția. Poliția orașului Simeria a fost sesizată de către un bărbat din județul Gorj cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni de înșelăciune, în sensul că a accesat de pe un site de vânzări online un anunț prin care o persoană comercializa un laptop contra sumei de 2700 de lei, a comandat acest laptop. În momentul în care a deschis însă coletul, în locul laptopului pe care l-a cumpărat, practic chiar trimițând banii prin poștă, cu plata ramburs, a constatat faptul că în locul laptopului așadar erau mai multe reviste fără nicio valoare de altfel, motiv pentru care a sesizat poliția. Polițiștii hunedoreni continuă acum cercetările pentru a vedea dacă nu mai sunt și alte persoane înșelate de cei trei bărbați din Simeria. Colegii mei au reușit să desfășoare activitățile necesare în vederea identificării autorilor acestei fapte și au reușit să identifice trei bărbați, toți din Simeria, despre care au stabilit că au postat mai multe anunțuri pe internet prin care își ofereau disponibilitatea de a vinde diferite bunuri contra unor sume de bani. De fapt, în spatele acestei așaise afaceri se ascundeau intenții vădit infracționale. Cei trei simerieni sunt cercetați în stare de libertate pentru înșelăciune, însă dacă vor fi găsiți vinovați pentru fapta lor, riscă să stea ani grei după gratii.